Mulți dintre noi am acceptat că suplimentele sunt necesare în viața noastră ca să fim mai sănătoși. Dar există o problemă. Ați uitat vreodată să luați suplimentele? Mi se întâmplă des. De ce oare? Pentru că nu avem obiceiuri bune formate în acest sens. Pentru că obiceiurile rele, deprinderile rele, sunt încă asupra noastră. Am mâncat în trecut zahăr, băuturi colorate cu mult zahăr în ele și multe altele. Și mâncăruri care sunt nesănătoase. Și atunci când a venit noua informație că trebuie să luăm suplimente, nu ne-am format de prindere. De ce? Pentru că nu ne-am făcut o disciplină. Vă spun cum am făcut eu. Mi-am pus bilet, un panou în care am scris dimineața ce am de luat, seara ce am de luat. Eu am descoperit o metodă ca să-mi formez noua deprindere. În trecut țineam într-un dulap suplimentele. Le-am pus pe masă, direct, chiar la masa unde mănânc. Pentru că multe suplimente trebuie să luăm după mâncare. Și dacă le văd acolo, trebuie să le iau. Și îmi bifez la început de câte ori am luat suplimentele și cu timpul, după număr de o lună, două, după 30 sau 60 de zile, în general se întâmplă că îți formezi noua rutină. Și atunci nu mai uiți să iei, pentru că este un nou obicei format. Așa că schimbați-vă mediul, aruncați tot ce este în casă, zahăr și băuturi colorate, refuzați să primiți cadou la cineva așa ceva și consumați și fiți un exemplu. Și mai ales produsele pentru apă, Coral Mine, H500, Pentocanu și mai ales Oceanin. Aveți sticla cu apă la îndemână tot timpul să o aveți lângă voi, să o vedeți acolo. Plecați cu ea unde merge sticla cu apă și propuneți-vă să vă atingeți obiectivul de a bea cantitatea de apă necesară pentru greutatea voastră. Așa că eu vă doresc să vă formați noile deprinderi corecte, să devină un obicei să folosiți suplimentele fără să mai spuneți am uitat să iau suplimentele. Sănătate de fier vă doresc!